Bună ziua, oameni dragi, și bine v-am găsit la un nou episod din Poliția Fotbalului. Astăzi vreau să ne reamintim atmosfera de mare derby și o să vedem împreună un Poli Utah din 2002, un meci senzațional, un meci superb cu 45.000 de oameni în tribună. O să vedeți și voi ce reacții au fost și ce atmosferă era pe stadion. Mi se face pielea de găină și acum cum mă gândesc. Dar înainte de asta să vorbim despre câteva mizerii care se întâmplau în divizia a doua. Acum 3 anișori, când CS Balotești era în mijlocul unui scandal, mai exact dosarul Balotești, blaturi pentru pariuri. Mare și frumos aici, ce să vezi? A apărut o nouă listă de meciuri din fotbalul românesc suspecte de blat pentru pariuri. Referatul a fost întocmit de Comisia de Integritate a FRF pe baza semnalelor primite de la sistemul UEFA de detectare a fraudelor la pariuri. Deci s-au pariat mai mulți bănișori, probabil pe niște meciuri, au ieșit în față și oamenii au tras semnalul de alarmă. Numele echipei CS Balotești, pe atunci în Liga a doua, apare în toate meciurile care au declanșat alarma BetRadar, iar partidele 4 de campionat și una de cupă au fost din sezonul 2017-2018, nu departe de 2020. Am găsit imagini de la un asemenea meci. Și anume meciul Chindia Târgoviște CS Balotești pe 4-1 scor în 2017. În minutul 17 gazdele aveau deja 3-0. Minutul 2 marcaseră, minutul 10 și minutul 17 Cherchez, Ciobotariu și Honciu. Deci în minutul 17 era 3-0, meciul ăsta a declanșat alarma BetRadar, dar hai să vedem și noi golurile și ne dăm cu părerea. Aștept în continuare comentariile voastre, să discutăm acolo, să îmi spuneți cum vi se par aceste goluri. Nu o să am sunet pentru că la fiecare gol ăștia bagă o melodie pe stadion și o să ne oprească clipul. O să încercăm să ne uităm fără sunet. Hai să vedem golurile. Repet, 3 goluri în primele 17 minute. Ăsta este primul gol, hai să mai revedem o dată. Fundașul respinge mingea direct la adversar în centru, șut și 1-0. Încă o dată frumos. Bam, ăsta e golul din minutul 2. Vă las pe voi să comentați. Mergem mai departe, golul 2. Hai să mai revedem o învălmășeală în careu. Fundașii aproape rămân toți. Rămân toți ca la dentist. Uitați-vă la cei... Hai să mai vedem o dată. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6 fundași care stau ca la dentist, aproape rămân toți pe loc. Și ăsta e golul de 2-0. Bun, mergem mai departe. Și să vedem și golul 3, care este un penalti. Hai să mai vedeți o dată. Și încă o dată, ca să... Hai să-l mai vedem încă o dată acest penalti. Bun. Și deja minutul 17 era 3-0. Meciul se termină 4-1. Dar cred că... Na. Zarurile erau deja aruncate. Dacă mă întrebați pe mine minutul 17. Hai să vedem și ultimele două goluri. Aici este golul celor de la Balotești, o greșeală a fundașilor de la Târgoviște, pasează încet și gol aici 3-1 și probabil mai este ultimul gol de 4-1 aici. Un șut pe jos de la 20 și ceva de metri, gol 4-1. Repet, chestiile astea se întâmplau acum 3 ani în divizia a doua. Iarăși nu știu ce s-a întâmplat cu dosarul, cu meciurile. Balotești am văzut că acum este în divizia a treia. N-am mai auzit nimic cum se întâmplă la noi despre lucrurile astea. Ați văzut și voi cum au fost golurile și meciul fiind suspectat, dar totuși, nu știu, n-am mai auzit nimic, dar asta se întâmplă la noi. Și acum haideți să mergem mai departe, să trecem la fotbal adevărat și vreau să
Să fiți atenți la atmosfera din tribune și la meciul ăsta senzațional Poli-UTA, un meci de referință, antrenorul UTA-i de atunci Ionuț Popa, dacă nu mă înșel. Meciul, pare mi se că Ionuț Popa a declarat că a fost meciul carierei. Poli a condus cu 2-0, cu 3-2, UTA a reușit să întoarcă rezultatul, să câștige cu 4-3. Celebru un joc, dacă îl mai țineți minte pe atunci la UTA. Hai să vedem golurile și să vedem toate fazele și spectacolul din tribune. ...45.000 de oameni pe stadion, vreo 9.000 de arădeni erau din ce am înțeles și atmosfera asta, n-am ce să mai zic. Și o să observați și determinarea jucătorilor, cât suflet puneau, cât se bucurau la goluri, să vedeți și tensiunea de la final. Era alt fotbal atunci. Cum izbucnea stadionul. Sper să mai prind un astfel de meci cu o asemenea atmosferă în anii ce urmează, o să fie destul de greu. ...1-0 pentru Poli. În continuare Poli în atac, au început foarte bine. 1-2 superb aici. Parează portarul. Încă o fază frumoasă, arbitrul lasă legea avantajului. Sau se pare că a fluierat până la urmă. A fluierat fault. Oh, ce gol! Ce gol și stadionul izbucnește iar, Doamne! Cât ați plătit bilet să pentru un astfel de meci? Chiar sunt curios să mai vedeți, să mai simțiți o asemenea atmosferă. Deja spectatorii făceau valuri la 2-0. Nu cred că se așteptau în punctul ăsta doi oameni din întreg stadionul ca UTA să întoarcă. Aici un autogol și 2-1. Uitați-l și pe Jeremy în joc. Nu știu câți l-ați prins și câți l-ați văzut, a jucat și pe la Craiova.
și galeria celor de la UTA. Super spectacolul din tribune, n-am ce completări să mai fac, vedeți și voi. Cu ocazie pentru arădeni, Jeremy șutează și înscrie, egalează la 2. Nebunie în peluza arădeană. Timișorenii preiau conducerea din nou. Din ce am văzut la început și în startul meciului, cineva și-a dat jos tricou. Cred că aici încă nu se dădeau cartonașe galbene pentru că ți-aruncai tricou. Pe vremea când suporterii rupeau gardurile alea la gol și trebuia să intervină jandarmeria sau cineva să-i conească să nu sară în teren. Era patos incredibil. Ocazie mare pentru Timișoara la 3-3. Șut respins. O cursă a lui Njoc aici. Reușește să fure mingea. Pasă. Șut și 4-3. Eram pe finalul meciului aici. Și meciul se termină. Tensiunea își arată colții la sfârșit când jucătorii aproape se iau la, nu aproape, chiar se iau la bătaie. E o mică încăierare acolo. Pentru că cei de la UTA
Totul a început de la jucătorii celor de la UTA care le făceau semne suporterilor din Timișoara. Jucătorii n-au suportat asta și a ieșit o mică încăierare, o mică bătaie, tensiune foarte mare, derby de tradiție. Suporterii strigau, venim, venim și vă măcelărim. Totul era la alt nivel, pasiunea pentru fotbal era la alt nivel, suporterii, jucătorii mult mai implicați. Finalul ăsta, na, nu a fost chiar ok ce s-a întâmplat, dar înțelegeți și voi situația, cei care ați prins meciurile de atunci știți cum era pe stadion. Cred că chiar nu știu când o să avem parte de astfel de meciuri, astfel de implicare din partea jucătorilor care chiar își doreau să câștige, să pentru suporteri, să... De asta a fost. Am vrut să vă bucurați și voi încă o dată sau cei care n-ați prins aceste momente să le vedeți. Aștept comentariile voastre. Super meci. Ne vedem la episodul următor. V-am pupat. Aveți grijă de voi.